dimineața, la 6:30 a plecat deja. Am avut la 7 descărcare. Omul ăsta e super om. Super om, doamnă, că alergă pentru buzunarul lui. Măi, n-are importanță. N-are importanță. Păi zic că alergă. Încarcă, descarcă, face, e super om. Nu mai luați voi că alergă pentru el. Aleargă, face și alte treburi care a trebuit să le facem noi. Și care noi ne cotim, ne îndoim, ne facem, că noi nu mai putem să facem absolut nimic și nu mai avem cu cine, așa, și nu e așa. De el, dacă n-ar vrea să tragă dăbuța aia, n-ar vrea, doamne, m-a referit la sculatul de dimineață, că a plecat domnul de acasă, nu că nu face. Nu e chiar așa. De la asta m-a referit. M-a referit că da, să scoară, să la cu noapte, aia, că cât e impozitul la dita mai mașina aia? Nu trebuie să că scoată. Eu chiar, este, cu bun simț. Cu bun simț, chiar nu trebuie luat așa, că lasă-l că aleargă, lasă-l că nu-i cu asta ne-am învățat. Lasă-l că face, că face pentru el, că face, că și noi dacă am face, dar... Tu la fel am face. Dar ce vin, băi? N-am face tot la fel. Lasă că am mai avut eu la o chema care erau transportatori și care nu făceau. Care tot pentru ei făceau și nu făceau. Și că sunt oameni și oameni. Care sunt destui care sunt și invers. Dar nu mă așteptam să fie așa de dimineață. Eu i-am zis că... Dar e casul deschis așa la ora asta? Dacă a descărcat și înapoi, înseamnă că e, nu? Că e tânțica. Asta, adică dacă a descărcat, unde e descărcat? Vedeți, deci depozitele astea mari... Sancționată,